România, țara noastră minunată, ascunde în adâncurile sale o multitudine de curiozități și lucruri fascinante care ne fac să ne simțim mândri de locul în care ne-am născut de la legendele străvechi și tradițiile noastre autentice până la frumusețea sălbatică a peisajelor noastre și recordurile pe care le-am obținut, această țară ne surprinde mereu cu bogăția și diversitatea sa. Fie că ne plimbăm prin cetățile medievale, admirăm frumusețea carpaților sau descoperim comorile ascunse ale deltei Dunării, curiozitățile despre România ne oferă mereu ocazia de a ne mândri cu bogăția culturală și naturală a acestei țări extraordinare. Iată o listă așadar cu cele mai interesante curiozități despre România pe care probabil nu le știai, inclusiv motivul pentru care țara noastră se numește România și nu Dacia. România, cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește resursele de aur. Cea mai importantă zonă minieră auriferă din România și din lume, Roșia Montană, se află în munții Apuseni și, după cum știm, a fost subiectul multor controverse în ultimii ani. Aici se practică explorarea minieră excesivă de peste 2000 de ani, încă de pe vremea dacilor, care erau cunoscuți pentru bijuteriile și vasele lor din aur. Mai târziu, în anul 106 după Hristos, când teritoriul a fost cucerit, romanii au fost cei care au extras aurul din zonă. Totodată au înființat un oraș minier, astfel că azi, la Muzeul Mineritului de la Roșia Montană, pot fi găsite o parte din casele, mormintele, galeriile miniere sau inscripțiile în limba latină ce datează din acea perioadă. Explorările au continuat atât în perioada medievală cât și sub controlul Imperiului Austro-Ungar, astfel că în 1912, 25% din producția mondială totală de aur era asigurată de exploatările din munții Apuseni. Pădurea Hoia Baciu, una din cele mai paranormale zone de pe pământ. Povestea pădurii de lângă Cluj-Napoca începe cu legenda conform căreia un cioban a intrat cu cele 200 de oi ale sale în pădure și nu a mai ieșit niciodată de acolo. Ca urmare, fenomenele neobișnuite nu s-au mai oprit de atunci, iar numărul curioșilor a crescut. Locul e numit uneori și triunghiul Bermudelor din România, iar cei care s-au aventurat aici au raportat diverse stări fizice ciudate și fascicule de lumină care nu pot fi explicate. Unii chiar au fotografiat o zeneuri, așa cum a fost cazul în 1968, care a atras specialiști în fenomene paranormale din toată lumea. În ultima vreme, locul a atras atenția unor publicații internaționale, precum BBC, The Guardian sau The Independent. Recent chiar a fost lansat online un documentar în care fostul prezentator de știri BBC, Peter Baker, este naratorul. Acesta delimitează în mod obiectiv ce este real și ce este doar un mit despre pădurea Hoiabaciu. Cea mai înaltă biserică din lemn din lume. Maramureșul e una din regiunile din România care păstrează cel mai bine tradițiile și atmosfera rurală autentică. De exemplu, mănăstirea Peri păstrează caracteristicile bisericilor din Maramureș. Deși a fost construit relativ recent, 97 a stabilit un nou record fiind cea mai înaltă biserică de lemn din lume. O înălțime de 78 de metri a depășit chiar și Statuia Libertății din New York. Imaginați-vă că doar Crucea din vârful Bisericii măsoară 7 metri înălțime. Delta Dunării, a treia cea mai mare regiune din lume în ceea ce privește biodiversitatea. Delta Dunării e de asemenea cea mai sălbatică zonă umedă de pe continentul european și singura deltă din lume declarată rezervația biosferei, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Zona e un mozaic de canale, lacuri stufărișuri, dune, vegetație și păduri și se extinde cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați în fiecare an. Printre cele 5.500 de specii de floră și faună care pot fi găsite aici, locul e un adevărat rai pentru pescari, având o varietate de pești atât de apă dulce cât și de apă sărată. Astfel aici s-a dezvoltat o comunitate umană diversă, iar peste 25 de etnii trăiesc în armonie, chiar și casele din zona au un farmec unic fiind în echilibru cu natura. Acoperiși de stuf, pereți albi cu uși și ferestre albastre. Pe teritoriul României a existat cea mai veche civilizație din Europa. Pe actualul teritoriu al nostru, Moldovei și a Ucrainei, cultura cucuteni, tripilia unică în Europa, s-a dezvoltat timp de peste două milenii. Primele descoperiri arheologice au fost făcute la sfârșitul secolului XIX, populând zona între anii 5500 înainte de Hristos și 2700 înainte de Hristos. Cucutenii au precedat cu câteva sute de ani chiar și civilizațiile Sumer și Egipt. Poate că prima întrebare care ne vine în minte este cum era viața lor de zi cu zi. Un fapt interesant este că această cultură este una matriarhală. Femeia deținea gospodăria, Lucra în agricultură și o în timp ce bărbatul vâna și avea grijă de animalele din jurul casei. Pentru că tot vorbeam despre ceramică, merită menționat faptul că ceramica cu cutenie unică în Europa. Specifice sunt obiectele decorate în spirală, având culori caracteristice roșu, alb și negru. Acestea se asemănă doar cu o cultură preistorică chineză, dar aceasta a apărut cu o mie de ani mai târziu. Din obiectele ceramice reiese și că era o cultură pacifistă. Statuile reprezentând sclavi lipsesc. Dispariția acestei civilizații rămâne un mister în rândul specialiștilor. Unele teorii spun că ar fi fost cucerită de o cultură orientală cunoscută sub numele de Kurgan. Astfel, după ce au fuzionat cu aceștia, ar fi devenit strămoșii dacilor de mai târziu. Alți specialiști susțin că schimbările climatice ar fi provocat o secetă dezastroasă, iar acest lucru a dus la decimarea populației. România are cel mai frumos drum din lume. În căutarea celui mai bun drum de condus din lume, britanicul Jeremy Clarkson a declarat că l-a găsit în mijlocul României sub forma transfăgărășanului. Oricum l-ați privi, e o extraordinară realizare inginerească, o porțiune de asfalt plină de tuneluri, viaducte și poduri care ridică la noi culmi îndemânarea de a parcurge curbe, în acte păr. Drumul a fost o creație a lui Ceaușescu. A vrut să se asigure că, în cazul unei invazii sovietice, exista o cale rapidă de a scăpa prin trecătorile montane strategice din Carpații Meridionali. De deci, ce țara noastră se numește România? Numele unui stat e considerat a fi un simbol distinctiv al acelui teritoriu și al locuitorilor lui, iar de aproape două secole teritoriul din spațiu Carpatul Danubiano Pontic poartă numele de România. Istoricii susțin că denumirea de România este sinonimă cu țara românească. Totuși sunt voci care susțin că România ar putea foarte ușor să se numească Dacia, așa cum era botezat teritoriul unde locuiau geții și dacii strămoșii noștri. Totuși, de ce România nu se numește Dacia? Numele statului nostru provine din limba latină și apărea în texte scrise în limba latină încă de la sfârșitul antichității. Timp de sute de de ani, numele de România sau România a circulat în paralel cu denumirea de Vlahia sau Valahia. Istoricii care au studiat toponomia numelui statului nostru afirmă că numele de țara românească e absolut identic cu acela de România pentru a-și întări cele spuse istoricul Ioan Aurel Pop de exemplu nemților, acolo unde Deutschland înseamnă țara germanilor sau England, care înseamnă țara anglilor. Astfel, denumirea de România este atestată prima dată în jurul anului 383 în scrisoarea lui Auxențiu de... Durostorum. În ceea ce privește denumirea de Dacia, aceasta a fost utilizată pentru a descrie teritoriul și populația din regiunea care se află în prezent în România, înainte de cucerirea romană din anul 106. În perioada romană, regiunea a fost cunoscută sub numele de Dacia și a fost inclusă în provincia romană cu același nume. În ciuda acestui fapt, Dacia nu a fost o alegere utilizată pentru a denumi teritoriul de astăzi al României după retragerea romanilor în secolul III după Hristos. Se știe că revoluționarii de la 1848 din amele principate, Moldova și Valahia, în care la loc de frunte erau Bălcescu, Cogălnicianu și Alexandrieu au avut ca obiectiv principal unirea câtorva provincii ale vechii Dacii, Muntenia, Transilvania și Moldova într-un singur stat cu numele de Dacia. Ideea istorică de Dacia a fost omniprezentă în spiritul revoluționar de atunci, iar cel mai bun exemplu e faptul că Mihail Cogălnicianu edita revista Dacia literară. Totuși, după dubla alegere a lui Alexandru Ioan în 5 ianuarie 1859 ca domn al Moldovei și în 24 ianuarie al țării românești, marile puteri nici nu au mai luat în calcul ideea că noul stat format ar putea Dacia. Astfel, prin intermediul actului de unire de la 1859, s-a convenit că țara noastră să poarte numele de principatele române ca mai apoi în 1862 să se ajungă la România. Cele mai întinse suprafețe cu păduri virgine din Europa. Motoul României e Explorați grădina Carpaților și asta cu un motiv întemeiat. Se spune că în munți a apărut civilizația lemnului care a fost puntea de legătură între generații de-a lungul timpului. Astfel, pe teritoriul țării există încă păduri virgine cu arbor mai bătrân de 450 de ani, care ating înălțimi de peste 50 de metri. Prima pădure care a fost clasificată ca pădure virgină a fost în anul 1906 în regiunea Bucovina, iar de-a lungul timpului au fost clasificate și alte păduri și mai ales incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Vă puteți aventura în interiorul pădurii doar cu un ghid, potecile nefiind accesibile nici măcar pe traseele turistice. Veți avea șansa de a primi o adevărată lecție de mediu la fața locului, fiind ultimele ecosisteme în care natura se dezvoltă în forma sa cea mai pură, al doilea ghețar subteran ca mărime din Europa. În peștera Scărișoara se află cel mai mare ghețar subteran din România și în prezent al doilea ca mărime din Europa. Din punct de vedere geografic, se află în Carpații Occidentali, iar primele descoperiri științifice datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Coborând la 48 de metri adâncime și pe o potecă îngustă veți ajunge la o sală care se întinde pe o lungime de peste 700 de metri în mijlocul căreia se află un bloc de gheață cu o vechime de peste 4000 de ani. Odată ajuns acolo, ghețarul cu o lungime de 24 de metri și o înălțime de 17 metri impresionează atât prin dimensiuni cât și prin bogăția formelor de relief tipic karstic, pereți de gheață și stalagmite. România are un sat cu forma perfect rotundă. La 40 de km de Timișoara se află singurul sat circular din România. Sarlota. Satul a fost construit de coloniștii germani în a doua jumătate a secolului XVIII după modelul celor din Roundlings, Germania. Casele sunt construite în mod radial în jurul unei piețe la distanțe egale unele față de altele. Cu toate astea, forma perfectă rotundă este evidentă doar de sus. Concluzionând, România se evidențiază în continuare prin diversitatea și frumusețea ei, ascunzând în adâncurile sale numeroase curiozități și comori, de la exploatarea aurului Roșia Montană și misterioasa pădure Hoia Baciu, până la cele mai în alte biserici de lemn și biodiversitatea impresionantă a Deltei Dunării, țara noastră surprinde prin bogăția sa culturală și naturală. Istoria sa adâncă și legătura cu civilizații străvechi, precum cultura cucuteni, îi conferă o identitate aparte. Drumul spectaculos transfăgărășan și pădurile virgine din Carpați completează tabloul României, demonstrând că această țară e o adevărată comoară pentru cei ce o explorează și o țară cu care ar trebui să ne mândrim. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!